Mai multe asociații ale elevilor din România solicită guvernului acordarea burselor pe baza unui procent din salariul minim pe economie. Guvernul României a publicat propunerea de hotărâre de guvern pentru stabilirea cuantumului minim al burselor școlare în anul școlar 2021-2022. Toate bursele elevilor rămân stabilite la 100 de lei, chiar dacă acestea sunt acordate în diferite circumstanțe și îndeplinesc diferite roluri. Asociația Elevilor din Constanța, Asociația Elevilor din București și Ilfov, Asociația Elevilor din Bacău, Maramureș, Asociația Vâlceana Elevilor solicită acordarea burselor elevilor pe baza unui procent din salariul minim pe economie. Bursa socială, bursa de merit, bursa de performanță și bursa de studiu sunt acordate în circunstanțe diferite dorind să corespundă unor nevoi diferite. Astfel, asociațiile elevilor, propun că bursa de merit să reprezinte 5% din salariul minim, bursa de studiu 15%, bursa de performanță 20% și bursa socială 20%. Bursele bazate pe un procent din salariul minim pe economie vor fi adecvate situației economice curente a țării și vor reuși să își îndeplinească scopurile mult mai eficient decât cele acordate în prezent. Mai multe se necesară diferențierea cuantumurilor minime în funcție de tipul de bursă. Considerăm faptul că bursa socială care se adresează elevilor ce fac parte din grupuri aflate la risc de abandon școlar nu poate avea același cuantum cu bursa de merit de care beneficiază toți elevii ce au media generală peste 8,50, având în vedere faptul că acestea corespund unor nevoi diferite. În concluzie, elevii solicită ca proiectul menționat să nu fie adoptat în forma actuală.